Jurnalele RTT. Știri la fix. Încă două clase din Brașov au intrat în scenariul roșu pentru două săptămâni, după ce alți doi elevi s-au contaminat cu SARS-CoV-2. Unul dintre copii învață în clasa a treia la școala gimnazială 1, celălalt este în clasa a doua la școala gimnazială numărul 15. Potrivit purtătorului de cuvânt al inspectoratului școlar județean Valentin Bucur, unul dintre elevi este fiul uneia dintre educatoarele de la grădinița 9 din Brașov, carantinate zilele trecute după ce au fost în contact direct cu îngrijitoarea depistată pozitiv. Băiatul a fost ultima dată cu colegii în clasă vineri, când mama sa a fost declarată contact, dar numai luni a fost anunțat rezultatul testului, zi din care copilul nu a mai fost la școală. Luni, o elevă de la Colegiul Unirea a fost confirmată cu COVID, iar marți au mai fost confirmate alte două cazuri, unul la grădinița 9, iar celălalt la Liceul de Arte Plastice. La Unirea și la Arte Plastice în carantină au intrat doar clasele în care au fost confirmate cazurile. La grădiniță au intrat în izolare îngrijitoarea confirmată și trei cadre didactice cu care a intrat în contact. Număr mare de noi îmbolnăviri de COVID-19 atât în județul nostru cât și la nivel național. Până miercuri 23 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 116.415 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 5.660 în județul Brașov. 93.558 de pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.767 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 97 dintre acestea sunt din județul nostru. Distinct de cazurile nou confirmate, 681 de persoane au fost retestate pozitiv, dintre care 28 în județul Brașov. Până miercuri au decedat 4.550 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. În intervalul 22 septembrie ora 10-23 septembrie ora 10 au fost înregistrate 47 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 35 de bărbați și 12 femei, erau internați în spitale din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Botoșan, Brașov, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vâlcea și municipiul București. Două dintre decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 de ani, trei decese la categoria 40-49 de ani, cinci decese la categoria 50-59 de ani, 10 decese la persoane între 60 și 69 de ani, 16 decese la categoria 70-79 de ani și 11 decese la persoane de peste 80 de ani. 45 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.061. Dintre acestea, 498 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 2.278.125 de teste. Dintre acestea, 24.544 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.165 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.379 la cerere. De la ultima informare făcută de grupul de comunicare strategică, au fost raportate și rezultatele a 201 teste prelucrate anterior și transmise până la data de 23 septembrie. Pe teritoriul României, 8.917 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.959 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.442 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 179 de persoane. Vă amintim, la linia Tel Verde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Administrația publică și oamenii de afaceri din regiunea Centru caută soluții pentru depășirea crizei din industrie. Reprezentanții ai mediului de afaceri, ai autorităților publice locale și centrale, ai instituțiilor de învățământ superior din regiunea Centru au participat astăzi la dezbaterea privind oportunitățile, problemele și posibilitățile de finanțare a industriei cu fonduri nerambursabile în perioada 2021-2027. Evenimentul de la Catia a fost organizat de EIT Manufacturing Hub printr-un parteneriat între Iceberg, Agenția Metropolitană de Dezvoltare Durabilă Brașov și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Fizic sau online, la dezbaterea despre viitorul industriei manufacturiere din regiunea Centru au participat peste 130 de persoane. Și atunci am vrut să vedem care poate fi rolul regiunii noastre, care poate fi rolul Brașovului, dacă putem construi o axă între Brașov și Sfântul Gheorghe ca un fel de manufacturing belt și ce trebuie să facem în zona, de exemplu, a digitalizării și a inovării, atât din perspectiva ecosistemului și a infrastructurilor, cât și din perspectiva animării, a finanțărilor și a modului de susținere prin politici publice, precum ar fi acel plan național de reziliență și redresare. Primarul George Scripcaru consideră că întâlnirea este foarte utilă și binevenită în contextul actual al perioadei de pandemie, care are efecte și în plan economic, nu numai în cel medical și implicit în zona locurilor de muncă. Trebuie să vedem cu toții ce se întâmplă pe piața muncii și cred că trebuie să ne pregătim și din acest punct de vedere cu soluții și cu variante pe care să le accesăm, adaptate în contextul pe care îl avem noi astăzi de gestionat. Mă bucur foarte mult că avem o discuție foarte constructivă cu toate părțile implicate și că putem să identificăm soluții împreună, pentru că doar împreună putem să rezolvăm aceste probleme. După cum bine știm cu toții, urmează un nou exercițiu financiar pe fonduri europene. De această dată vom avea sume suplimentare care au fost negociate de către președintele Iohannis și de către colegii noștri care se află la nivelul Consiliului Europei și a Comisiei Europene. Sunt noi oportunități de finanțare mult mai mari decât au existat până în prezent. Adrian Veștea speră ca atât mediul privat cât și autoritățile publice să aducă în acest exercițiu financiar sume importante către județul nostru. În acest context, noi prezentăm toate facilitățile care sunt pe perspectiva următoarei perioade de programare 2021-2027, atât pe zona publică, că și zona publică este legată, cât și pe zona privată, direct pentru IMM-uri. De ce spun zona publică? Vă dau doar câte exemple. Este vorba despre aeroport. Aeroportul atrage. Este vorba despre un spital regional care se are în vedere în Brașov. Este vorba despre mărirea domeniului schiabil, care atrage turiști, iarăși dezvoltarea economică. Și sunt multe alte proiecte mari pe mobilitate, pe regenerare urbană, care sunt prevăzute pentru următoarea perioadă. Sunt de asemenea multe facilități pentru mediul privat. Sensul evenimentului de astăzi este de a informa oamenii de afaceri, de a discuta cu autoritățile, astfel încât aceste fluxuri să se întâlnească și să dea o rezultantă pozitivă, a concluzionat Simion Crețu, directorul ADR Centru.
Tehnologia 5G este pe masa de lucru a autorităților. Până la sfârșitul anului 2019, aproape 80% din populația din România rurală nu a accesat serviciile de internet cu mai mult de 30 de megabytes pe secundă. Cu toate acestea, conexiunile în bandă largă sunt piatra de temelie a transformării economice digitale. Pentru a restrânge și mai mult decalajul digital dintre zonele urbane și rurale, 5G este recunoscut pe deplin ca o soluție de conexiune la internet de bandă largă fiabilă și accesibilă. Până în 2019, numărul de utilizatori 5G din întreaga lume a depășit 100 de milioane. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a publicat un proiect de lege care se află în dezbatere cu privire la tehnologia 5G. Cu toate acestea, absența realizării unui studiu de impact a fost unul dintre elementele puternic criticate, inclusiv în cadrul dezbaterii publice, motiv pentru care legislația trenează. Când vorbim despre tehnologiile de comunicații, stăm bine, chiar peste statele din Uniunea Europeană, peste foarte multe din statele din lume, fiindcă de mult de tot s-a luat o decizie a păstrării neutralității tehnologice, spune Varujan Pambukcian, politician român de etnie armeană, de profesie matematician și informatician. Deputatul mai spune că, desigur, este bine să fim printre primii. Dacă vom folosi o bandă foarte largă doar ca să vorbim pe WhatsApp, nu știu dacă lucrul acesta va ajuta foarte mult. Dacă vom dezvolta sisteme IoT, dacă vom începe să intrăm în zona aceasta de holografic, dacă vom putea să dezvoltăm sisteme de telemedicină și de teleșcoală, atunci da, vom putea spune că stăm bine. Președintele Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicații din Camera Deputaților crede că proiectul de lege poate fi mult perfecționat, iar referitor la competiție menționează că într-o piață cum este piața locală trebuie să existe competiție și neutralitate tehnologică. Acestea au fost regulile pe care am mers până acum și nu vede de ce ar trebui să mergem pe alte reguli de acum înainte. Dispensarul din Cristian a fost reabilitat, extins și recompartimentat, așa cum au cerut cristolovenii în urma unui sondaj realizat de primăria din comună. Autorizația de construire a fost eliberată în aprilie 2019, iar de atunci s-au realizat mai multe lucrări la dispensarul care arată acum cu totul altfel. Astăzi finalizăm poate chiar cea mai importantă investiție a comunei Cristian. În această locație își vor desfășura activitatea doctorii de familie. De asemenea, mai avem spații care în curând vor fi alocate unor servicii medicale. Deci un spațiu și o investiție dorită de foarte mulți cristoloveni a fost votată la dezbaterea publică. Noi am ținut cont de dorințele dumnealor și astăzi ne bucurăm și inaugurăm această investiție. Cum la dezbaterile publice, locuitorii comunei au cerut în primul rând un dispensar modern, edilii s-au conformat și au realizat această investiție. Din punct de vedere tehnic, spațiile proiectul respectiv a obținut avizul Direcției Sanitare Publice de la DSP, astfel încât fluxul respectiv să fie ca la carte. Au fost create câteva spații și este o doleanță a cetățenilor pentru un cabinet de pediatrie, prelevare de analize, activități specifice medicale. S-a investit mult suflet, locuitorii și-au dorit-o foarte mult. Sperăm să ne fie ridicat la nivelul așteptărilor dânsilor, știind că cristolovenii sunt niște cetățeni cu pretenții ridicate. Între cabinetele care vor funcționa aici se numără și 3 cabinete stomatologice. Este foarte frumos, după cum ați văzut, și ne bucurăm foarte mult că s-au terminat lucrările de renovare. Arată foarte bine, totul este așa cum am sperat. Dispensarul dispune de 2 cabinete de medicină generală, o sală de tratamente, un laborator de analize, un cabinet de consultații psihologice, 3 cabinete stomatologice, 2 cabinete de consultații pediatrie, cu anexele necesare. Candidatul Partidului Social-Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, Marian Rasaliu, declară că principala prioritate din programul său este sănătatea. Președintele executiv al PSD Brașov spune că instituția pe care dorește să o conducă după alegeri nu a investit în spitale, care au avut alte surse de finanțare a investițiilor.
În programul meu de candidatură pentru câștigarea președinției Consiliului Județean, pe primul loc este sănătatea. Sistemul de sănătate din județul Brașov. Traversăm o perioadă extrem de dificilă și vedem cu toții că dacă noi nu ne ajutăm, nu ne ajută nimeni. La nivelul județului Brașov, stând de vorbă cu primarii, unde există pe unitățile administrativ-teritoriale, unde există spitale și cu managerii de spitale, am aflat că sursele de finanțare, singurele surse de finanțare pentru dotarea cu aparatură, pentru reabilitarea imobilelor și pentru creșterea confortului pacienților vin din trei direcții. Din bugetul local al localității respective, din fonduri europene, cei mai mulți bani, sau din fondurile proprii ale spitalelor. Marian Rasaliu și-a prezentat și viziunea proprie în ceea ce privește alocarea de fonduri de către Consiliul Județean. Consiliul Județean trebuie să se implice activ cu fonduri pentru susținerea activității și dotarea spitalelor din județul Brașov. Sunt fonduri la dispoziția președintelui Consiliului Județean, sunt tot felul, există o comisie de sănătate în cadrul Consiliului Județean. Toate spitalele și tot actul medical din județul Brașov trebuie să vină către pacienți, nu invers, iar fondurile trebuiesc îndreptate pentru menținerea sănătății populației din județul Brașov. După care putem vorbi de alte obiective legate de infrastructură și așa mai departe. Președintele executiv al PSD Brașov a întocmit o listă cu investițiile făcute în ultimii ani la spitalele din Săcele, Făgăraș, Zărnești și Rupea și acuză că nici măcar un leu nu a venit de la Consiliul Județean Brașov. Cu toate acestea, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a explicat în mai multe rânduri că sumele investite în sănătate au crescut exponențial de când a preluat această funcție. Pentru că duminică sunt alegeri locale, de vineri se suspendă activitatea în școli. Activitatea didactică din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, în care sunt organizate secții de votare, se suspendă începând cu data de 25 septembrie. Activitatea didactică, ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, în care sunt organizate secții de votare, se suspendă începând cu data de 25 ianuarie 2020 până la data de 29 ianuarie 2020 inclusiv, potrivit hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Activitățile didactice pentru elevii și cadrele didactice din aceste unități școlare se vor desfășura în acest interval de timp în sistem online, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. În județul Brașov, activitatea ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în cadrul unităților de învățământ se suspendă în 172 de unități școlare din cele peste 400 existente la nivel județean, cu impact asupra unui număr aproximativ de 40.000 de elevi și peste 3.000 de cadre didactice, didactice auxiliare și nedidactice. Activitățile didactice conform scenariilor aprobate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în aceste unități școlare se vor relua începând cu data de 30 septembrie, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță și igienă sanitară.